Salut, prieteni, eu mă numesc Ancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt ce rezultă în urma unui atac al păduchelui lunos la un măr. Am aici un măr soi de vară care este predispus la acest atac și uitați aceste ecrescențe, acești noduli, nici de cum nu sunt cancer, cred că se vede, sunt rezultate în urma atacului păduchelui lunos. Uitați aici, cred că se vede și gluma aceasta, aici se vede. Iar la soiul acesta, și nu mai sunt și alte soiuri, există tendința de a se forma rădăcini aeriene din aceste gâlme, să le spunem, rădăcini adventive. Uitați aici, deja s-au format. E plasat și prost pomul aici, nu prea pot să fac tratamente cu insecticid, deoarece am și un fânar și animale și nu pot efectua acest tratament cu insecticid, cu ulei, horticol și cu alte cele. Și uitați ce rezultă în urma apariției acestor rădăcini adventive. Am făcut eu un marcotaj aerian aici pe o rămurică, a fost aici, am tăiat-o. Am băgat un ped din ăsta, am pus pământ pe rămurică și până la momentul acesta deja au fost formate rădăcini. Ia uitați-le. Deci în aceste gâlme se formează așa numitele rădăcini aeriene. Uitați atacul păduchelui, se vede. Uitați. Am tăiat așa se vadă mai bine. Putem identifica, să nu confundăm cu metcalfa, cu cicadela alba. Uitați, prin zdrobirea acestora rezultă un suc roșu al păduchelui. Așa se vede. Și uitați ce rezultă din acele gâlme care nici de cum nu sunt cancer. Vă mulțumesc, dacă informația v-a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu. Vă doresc succes și la mulți ani de Sfântul Ion!